Lumea din vârful copacului. Lumea din vârful copacului. Odată ca niciodată, că era o pupurusa roză, să și cântecelul Nelu, mergeau drum spre școală. Erau în pauză. Da, erau în pauză. Și ei doi se întreceau în vârful copacului. Dar că au obosit și s-au auzit sonaria. Toți se grăbeau la școală, albinuța, bunicile și libelulele. Doar că când pupurusa Ruza zicea să mergem jos la școală de scorbură. Și cântecelul Nelu, el nu vroia. Și cântecelul Nelu i-a spus Iisus. Și pupurusa Ruza și cântecelul Nelu au mers împreună în vârf. Au ajuns în vârful copacului, da, și când... Au ajuns, au văzut cât de frumos erau, doar că au obosit. Și au pierdut și au fugit repede jos. Și ei deja apucau să coloreze. Și... Doamna învățătoare. Au, adică pupurusa Ruza și cântecelul Nelu le-a spus: ne pare rău, acum vom merge repede la clasă. Și au stat jos și au colorat. Trebuia să facă desenul din lumea din sus. Din vârful copacului. Lumea din vârful copacului. Hai, continuu. Așteptă? Hai. Da, au ieșit rău. S-au grăbit și era, trebuiau să meargă acasă și au mers acasă și se gândau ei doi. Creioanele sunt de vină. Creioanele au deschis ghiostanele și au spus: noi nu suntem de vină. Voi ați alergat și ne-ați făcut stricate. Și au fugit toate creioanele lor. Au mers acasă și au colorat când se odihneau. După ce erau în stare, au făcut un desen bun din lumea copacului. Și trebuiau să meargă în lumea copacului. În vârful copacului. În vârful copacului. Și după trebuia să le arate la unul la altul. Și asta e sfârșitul. Trebuie să mergi tot timpul la școală. Trebuie să respecti orele. Da. Da, să fii, exact când sună clopoțelul, să fii în clasă, da? Să nu întârzi la ore. Da.